Găsi tuturor! Eu sunt Florin și de data aceasta o să vorbesc puțin despre războiul dintre Bianca și Sorin Nicoleta. Având și eu un copil, l-am educat într-o anumită privință sub următoarea vorbă. Un pum duce la alt pum. Cam asta se întâmplă între cei trei concurenți care își aplică unul altuia pum după pum și apoi se întreabă că ce au ceilalți cu ei. Până nu realizează că nu le face niciunul bine să se atace cu subiecte din afara emisiunii, lucrurile vor fi din ce în ce mai rele între ei. Unde are dreptate Bianca? Nu de la ea a plecat seria dezvăluirilor despre ceea ce se vorbește în afara casei. Nu de la ea a plecat subiectul părinților. Unde greșește? Deși vrea să dea impresia că ea nu mai atacă și de fapt ea este atacată, greșește complet și ea atacă atunci când prinde momentul. Ca de exemplu acum când deși o făcut lată cu acel desen, nici nu a trecut prea mult și la testimonial s-a apucat să vorbească despre părinți, greșind încă o dată. În plus, dacă tot se consideră mai inteligentă, ar trebui să facă ea un pas în spate, conform zicalei, cel mai deștept cedează de primul. A ceda nu înseamnă a sta liniștit o săptămână, două, ci mereu. Apoi, tocmai ea, care știe cât de sensibil este subiectul legat de părinți, atacă exact cu acest lucru pe cineva care nu i-a făcut nimic din acest punct de vedere. Unde greșește Sorin? Este prea aprig, jignește prea ușor. Să nu uite că el a început cu a spune ce a zis Bianca în afara casei legat de Adrian. El a început subiectul părinților. Dacă Bianca ar trebui să cedeze pentru că se consideră inteligentă, el ar trebui să cedeze primul, măcar din considerentul că este în război cu o fată unde are dreptate? Într-un anumit punct, a avut dreptate că nu a adus nimic din intimitate, ci era vorba de un subiect care chiar Bianca l făcuse public. Relația este atacată mărunt și probabil fiind atât de apric, se și aprinde repede și reacționează în consecință, chiar dacă acest lucru nu este indicat. Unde greșește Nicoleta? a cedat prea repede. Dacă nu este nicio altă problemă între ea și tatăl ei, era suficient să-și expună punctul de vedere, așa cum a și făcut de altfel, dar apoi să închidă subiectul, inclusiv să-l botolească pe Sorin, să nu se mai aprindă atât. Greșește că nu dă replica Biancai, așa cum a mai făcut-o, cu zâmbetul pe buze, ceea ce de data aceasta nu a mai reușit. Trebuia să se aștepte la asemenea lucruri, din moment ce a spus despre Bianca cum umblă prin hotel sau cât de mult îi place sucul. Unde are dreptate Nicoleta, așa cum i-a spus bianca de ce a trebuit ca aceasta să se răzbune pe ea cu subiectul părinți, când, cu siguranță și Nicoleta cunoaște lucruri despre Bianca și uite cum se poate extinde aceste dezvăluiri care nu le pot face bine niciunul dintre ei. Fac această înregistrare după prima parte a galei, așa că nu știu cum se va încheia în această seară acest subiect. Cam atât deocamdată, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!